Bună ziua, stimați telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Arhivele Memoriei. De această dată, sau și de această dată, vă propunem ca în cele aproximativ 50 de minute de periplu în ceea ce se cheamă memoria trecutului, să ne dreptăm atenția asupra unor tradiții la cumpăna dintre anotimpuri, dintre anotimpul rece și anotimpul călduros, dintre primăvară și vară, tradiții și obiceiuri din lumea satului românesc. Și de această dată îl avem drept călăuză pe domnul profesor Marcel Lapteș. Bine ați revenit în emisiunea noastră, domnule profesor. Bine v-am găsit. Etnolog confirmat și consacrat în etnologia românească, dar și în cea europeană. Înainte de a trece la fondul subiectului nostru de astăzi, la rubrica Reflexii, m-am gândit să vă propun câteva gânduri cu privire la un monument enigmatic, la un monument dispărut din municipiul Orăștie. Și este vorba despre ansamblul statuar Regele Ferdinand Întregitorul, ridicat în centrul pieței Orăștiei în perioada interbelică. Rugăm regia să insereze câteva ilustrate, câteva fotodocumente înfățișând acest monument pe vremea când el exista acolo. Din câte se cunoaște și din câte evocă documentele istorice, acest monument a fost inaugurat în anul 1929 în chiar centrul acelei piațete. În acest moment, pe locul acela se află catedrala ortodoxă română, Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Regele Ferdinand Întregitorul în mărime naturală, un grup statuar având de o parte și de alta două tunuri și la bază o acvilă simbolizând victoria ce ține în ghearele ei stindardul celor pe care i-a biruit. Inițiativa a aparținut atât autorității publice locale, primăria, dar mai cu seamă regimentului de infanterie numărul 92 Decebal din localitate, precum și unor reprezentanți ai societății civile. Atunci când s-a pus piatra fundamentală a acestui monument, și ne referim aici la anul 1926, presa transilvaniană evoca în următorii termeni acest act comemorativ. Și deschidem citatul. În anul 1926, la stăruința domnului colonel Ariton Aritonovici, comandantul regimentului din Orăștie, un comitet local compus din reprezentanții autorităților și intelectuali au decis ridicarea unui monument regelui Ferdinand I, fapt care s-a și realizat la stăruința oamenilor de inimă. Au contribuit cu sume frumoase la aceasta pe lângă Banca Ardeleana, primăria orașului și o seamă de intelectuali din oraș. Monumentul terminat și executat bine de maestru Ionescu Varo din București este așezat sau va fi așezat în piața Regina Maria și păzit de două tunuri dăruite de Corpul 7 Armată Sibiu. Va fi dezvelit cu deosebită solemnitate în prezența familiei regale. Punerea pietrii fundamentale s-a făcut într-un cadru modest și fără zgomot, dar ridicarea monumentului celui din tâi rege al tuturor românilor este o faptă cât se poate de lăudabilă. Și închidem citatul din revista Clujul Românesc. Se cunoaște că unul dintre comandanții de seamă ai acestui regiment de la Orăștie, și ne referim aici la colonelul Nicolae Macici, viitorul general Macici, care și-a pierdut un ochi la bătălia de la Mărășești, sub administrația sa militară a fost finalizat acest ansamblu monumental, iar în toamna lui 1929 se dezvelea statuia regelui Ferdinand Întregitorul din Orăștie. Într-o altă revistă din Cluj, intitulată Chemarea tinerimei române, cu referire la dezvelirea statuii în anul 1929, se menționează că între înaltele personalități ale României de atunci au fost de față la Orăștie Regina Maria a României, Regina Elisabeta a Greciei, membrii regenței, principesa mamă Elena, generalul Prezan, premierul Iuliu Maniu, ministrul Aurel Vlad, deloc din zona Orăștiei, ministrul de război general Cehovski, președinții Parlamentului, respectiv Ștefan Ciciopop și Traian Bratu, precum și mitropolitul Ardealului Nicolae Bălan,
o seamă de oameni de știință sub conducerea academicianului Alexandru Lapedatu. Garda de onoare, bineînțeles, că a fost formată din militarii regimentului din Orăștie. Însă, după cum se cunoaște, în anul 1936, pe acel loc s-a pus piatra de temelie a viitoarei catedrale Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Din câte se cunoaște, acest monument a fost un proiect al Gărzii de Fier și fiind finanțat prin contribuția 13 cuiburi de legionari din zona Orăștiei, la inițiativa protopopului român de acolo, venerabilul preot Ioan Moța. Probabil și în memoria fiului său căzut în războiul civil din Spania, și ne referim aici la Ionel Moța, dar mai cu seamă gândindu-ne că în acea perioadă Orăștia era un fief al legionarilor. Așadar, în 1936, când s-a pus piatra de temelie a viitoarei catedrale, ansamblul monumental regele Ferdinand I a fost dezafectat, apreciindu-se că după finalizarea monumentului bisericesc, statuia va fi pusă în fața intrării bisericii. Însă, construcția acestei biserici monumentale a durat 9 ani, astfel încât sfințirea s-a putut face doar în 2 septembrie 1945, după ce se instaurase în martie același an guvernul democrat Petru Groza, după ce veniseră rușii în țară, după ce și la Orăștie erau comisari sovietici. Cu toate că această catedrală s-a inaugurat în prezența mitropolitului Ardealului Nicolae Bălan, cu toate că au fost de față nenumărate oficialități, la acel moment s-a abandonat ideea reamplasării statuii unui rege român și în special detalia lui Ferdinand, întregitorul, deoarece noul regim popular nu mai agrea, după cum bine se știe, efigia regalității. De altfel și atitudinea Armatei Roșii era una potrivnică instituției regale române, care până la urmă, în decembrie 1947, va fi nevoită să abdice din fruntea României. Se cunoaște că în tur la aceste biserici de la Orăștie sunt 5 clopote turnate în bronz în anul 1939 la Sibiu. Însă, chiar dacă exista o prezumție cum că s-ar fi topit această statuie a regelui Ferdinand, însă la atelierele din Sibiu nu a fost folosit bronz din nicio statuie, ci a fost cumpărat bronz în variantă brută. Știm de la regretatul sculptor și om de arte Nicolae Adam din Orăștie, pe care am avut onoarea și deosebita cinste să-l cunosc și să-i fiu amic, două posibilități. Odată, cea despre care v-am spus cu topirea statuii și transformarea în clopote cade, deoarece la Sibiu am descoperit faptul că în atelierele acelea în 1939 clopotele s-au confecționat din bronz topit și făcut într-una din uzinele siderurgice din România. Și o altă pistă ar fi aceea pe care regretatul artist plastic Nicolae Adam din Orăștie mi-o povestea în anul 2003, și anume că această statuie, în momentul în care nu a mai putut fi reamplasată la începutul puterii populare din România, a fost tăinuită undeva în subsolul actualei catedrale Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel din Orăștie, într-o încăpere secretă, într-o încăpere zidită. Rămâne doar ca un sondaj cu inițiativa Factor de Cultură din Orăștie și a administrației publice locale, precum și a bisericii, să releve dacă este adevărat acest aspect. În plus, mai știm faptul că macheta statuii respective a fost realizată de un artist interbelic de la București și ne referim aici la sculptorul Ionesco Varo. Se prea poate ca după acest artist să fi rămas între machetele sale păstrate la una dintre instituțiile muzeale de arte din țară și macheta monumentului, iar dacă nu vom descoperi originalul, este posibilă reconstituirea acestui ansamblu statuar regele Ferdinand Întregitorul din Orăștie. Iacătă, ne-am luat cu vorba și timpul se scurge. La rubrica parte de carte nu o să mai avem posibilitatea să parcurgem și să prezentăm cele trei titluri, deoarece vom văduvi pe invitatul nostru de astăzi, dar în principal vă vom văduvi pe dumneavoastră despre relevarea unor tradiții și obiceiuri la cumpăra dintre anotimpuri. Însă, tot aș vrea să vă prezint o lucrare sub semnătura istoricului clujean Sorin Mitu, intitulată Geneza identității naționale la românii ardeleni.
Istoric care a scris de altfel și o altă lucrare intitulată Transilvania mea, cu privire tot așa la proiecția acestui spațiu multicultural, multiconfesional și multietnic, respectiv Transilvania. De asta dată, istoricul Sorin Mitu se încumetă să radiografieze cum s-a edificat imaginarul social modern al românilor transilvaneni în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Deci până la Revoluția de la 1848-1849, ceea ce în lumea de specialitate și nu numai se definește cu un termen nemțesc, Förmerz. Respectiv, după ce s-a edificat conștiința de națiune politică, să spunem, începând cu corifeii suplexului Libellus Valachorum de la 1791 și până în preajma Revoluției pașoptiste, cum s-a edificat în imaginarul colectiv al transilvanenilor, identitatea proprie. Iar dacă ne vom îndrepta atenția înspre cuprins, vom vedea câteva secțiuni edificatorii în această privință, care, până la urmă, frizează cumva contactul între istorie și antropologie. Spre pildă, imaginea de sine și imaginea străină cu privire la români. Reflecția despre propria condiție ca replică la imaginea celorlalți sau considerații de imagologie comparată la românii ardeleni acum 150 de ani sau dimensiunea negativă a imaginii de sine, multe dintre acestea nu le regăsim numai în ceea ce se cheamă reflectări în documentele istorice, cât mai cu seamă în mentalitățile urbane și mentalitățile populare. Tratează asupra înapoierii culturale la români și a efectelor sale sau defecte morale și de comportament, virgulă, datorate specificului nației, stăruința noastră în rău, ostilitatea față de progres, rezistența la desnaționalizare, dimensiunea istorică a imaginii de sine pozitive, precum și autoimaginea pozitive, datele de bază ale identității naționale, rezemându-se pe argumente demografice, pe limbă și alfabet, biserică și religie, etc., etc., etc. Și nu în ultimul rând, poate cu această lucrare ar fi trebuit să începem noi astăzi emisiunea, dar se spune că cei din urmă vor fi și cei din tâi, ultima lucrare caldă, recent ieșită de sub teascurile tiparului, aparține invitatului nostru de astăzi, domnului profesor Marcel Larteș, intitulată Magia cântecului, folclor literar hunedorian. A apărut la Devan, editura Carina, 2015, lucrare dedicată de domnia sa nepoților. Vă prezint coperta, deosebit de sugestivă, și coperta numărul 4, o păduriancă stând lângă leagănul pruncului. Domnule profesor, înainte să procedem la ceea ce se cheamă tradiții la cumpăra anotimpurilor, haideți să ne spuneți două vorbe despre această lucrare, Magia cântecului. Trebuie să spunem că în cadrul ritualurilor de trecere, nașterea este un prag esențial al existenței țăranului, a comunității, deci în ultimă instanță a familiei țărănești. În această cărticică, care este de fapt rodul mai multor ani, să spunem așa, de elaborare, pentru că după știința mea este cam singura care s-a publicat cu această tematică până în prezent, am vrut să scot în evidență partea de folclor literar, muzical mai mult, a obiceiilor adiacente nașterii. Prin magia cântecului mă refer în primul rând la cântecele de leagăn, apoi mă refer la descântece și am pus un capitol oarecum hibrid, cântece de mamă, pentru că cântecele de mamă și pentru mamă le întâlnim în literatura de specialitate și nu numai, în general în folclorul țărănesc, în mai multe situații și în mai multe etape ale existenței țăranului, nu numai nașterea. La nunta țărănească, la înmormântare chiar, și a zice eu în așa numitele sărbători mici, pentru că țăranii zicea
că au și sărbători mici. Prin aceste sărbători mici o să le vedem noi, când o să discutăm în continuare, cam care sunt. Deci, cam asta este cartea mea, este o carte modestă, eu am vrut ca să o fac mai mult pe înțelesul celor care vor să înțeleagă care este substratul spiritualității țărănești. Am găsit ceea ce pur și simplu m-a înnobilat ca și individ, ca om, am găsit niște producții folclorice extraordinare, cu o metaforică și cu o stilistică deosebită, aș zice eu, chiar adevărate poeme, așa cum le găsim în marea literatură românească și europeană în ultima instanță. Toate aceste creații le-am cuprins aici, în această carte. Atenție, ele sunt mai multe, pentru că noi nu am avut posibilitatea să mergem chiar peste tot în cele peste câteva sute de sate care sunt în județul nostru, dar ea, după părerea mea și cu multă modestie, spun că această carte a stupă un gol în întreaga etnologie românească. Am studiat foarte mult, aproape peste 100 și ceva de titluri, unde aș fi găsit surse și informații despre tema mea, și tot ceea ce am găsit a fost niște observații adiacente la niște teme mai mari și o literatură foarte, foarte puțină. Ceea ce este meritoriu, în primul rând, că această carte deschide un drum, deschide o linie de cercetare. După aceea, ce am constatat, răsfoind-o, faptul că acest gen etnografic este și a fost și este viu undeva într-o intimitate a familiei. Și el, de fapt, ceea ce am văzut și cred că nu mă înșel, în această intimitate familială cu un rost magico-religios. Și mă gândesc aici, cum le-ați grupat, cântec de leagăn, mama sau bunica și pruncul. Descântece. Da, da. Cine făcea descântece? Că și eu mi-amintesc maica mea sau bunica mea când stingeau cărbun, da, că suntem de ochiați. Diverse descântece. Așa numita descântătoare. Da. Le zicea, și în familie se mai pliceteau, cele în vârstă. Femeile iertate, femeile care aveau o experiență mare de-a lungul vieții și care cunoșteau o întreagă ritualică, pentru că ritualica este complexă. La descântec nu numai se vorbește, este și teatralizată, se fac niște gesturi, așa numite, de alungare a spiritelor rele. Apoi, și multe sunt în mare taină și chiar secrete se poate spune. În cea mai mare parte. Apoi, descântătoarele aveau niște unelte cu care descântau, ca să spun așa, unelte. În întreg inventar. Da, între ghilimele. Ce mai aveau ele? Aveau tot felul de plante, o farmacopee tradițională, uluitoare, de plante care ajutau prin efectele sale ca ceea ce spunea să aibă un rezultat final. Descântecele sunt multe. Ceea ce spun eu pe coperta cărții, pe subcoperta, ca să spun așa, fac un fel de semnal de alarmă că acestea cu timpul vor intra în istorie datorită faptului că toată nașterea și tot acest complex, această trecere, nu se mai face în sat. Se face la oraș. Scriam într-o carte mai veche, ca să spun așa, în Taina ursitoarelor, că nașterea a plecat tiptil în spitalele de la oraș. Așa, și numai nici moașele din lumea satului mai au rostul respectiv. Bineînțeles, nu mai este eposul ăla extraordinar care era în această perioadă legată nu numai de moașe, de instituția moașei, pentru că înainte moaș avea o personalitate extraordinară. Era precum popa, sigur, era precum sigur primarul și așa mai departe. Lucrarea are la bază 55 de surse și interlocutori etnografici și ați cercetat mai multe areale etnofolclorice hunedorene și le voi aminti, așa cum le-ați rânduit dumneavoastră aici, Valea Mureșului, Ținutul Pădurenilor, Zona Orăștie, Țara Hațecului, Țara Zărandului, Ținutul Momârlanilor. Iacătă, ați pus acolo un
un grăunte pentru ca să încolțească la acest început din drum pentru fiecare subzonă și zonă etnografică a județului nostru. Dar să trecem la obiectul discuției noastre de astăzi cu referire la aceste tradiții și obiceiuri la cumpăna de anotimpuri. Da. Rămâsesem la Paști și da, la Paști, tura trecută. Da. Și intrasem cumva... Ce vreau să spun? Iată că acest lanț sentimental și profund uman, care sunt sărbătorile pascale, se prelungește după sărbătoarea extraordinară a nașterii Domnului, învierii Domnului, se prelungește într-o săptămână destul de ciudată, zice eu, pentru că ea este o chintescență, de fapt, a spiritualității țărănești legată de perioada de trecere de la rece, de la timpul așa numit bătrân, la timpul tânăr, la timpul cald, timpul regenerării, timpul pe care țăranul l-a așteptat o perioadă destul de lungă. Deci în a doua jumătate a calendarului mobil, vorbeam de calendarul mobil, sunt niște sărbători care nu sunt strict localizate într-o dată oarecare, fixă, da. Așa, de exemplu, Paștele cade, știm foarte bine, poate să cadă și în aprilie, cade și în mai, după un calcul foarte complex astronomic, dar și după niște percepte religioase care s-au fixat în timp. Deci, spuneam că în a doua jumătate a acestui calendar se desfășoară un cumul de obiceiuri și de datini în săptămâna așa numită iluminată, în săptămâna mare, în săptămâna de după înviere. Ce se întâmplă? Țăranul crede că cerul se deschide până la ispas, el așa spune. Ce înseamnă cer? Numai el, țăranul, poate ca să vadă taina mare a cosmicității, taina genezii și să vadă casa lui Dumnezeu. El așa crede. Care sunt atributele lui? Atributele lui sunt, în primul rând, curățenia și spiritualitatea lui față de credința ortodoxă și nu numai ortodoxă, față de date și credințele străbune, față de legea Ius Balahicus, legea veche, veche, veche. Și el așa crede că cerul se deschide și atunci el vede această panoramă uluitoare a unei alte veți. Se spune că cine moare în această săptămână, așa, se duce direct la Dumnezeu, fără judecată. Direct în rai. Deci, da, direct în rai. Săptămâna este atât de sacralizată, încât nu mai are niciun fel de opreliști. Omul, individul ca atare, nu se mai teme de nimic practic. El știe că în această săptămână este foarte important să aibă un comportament deosebit. Săptămâna aia zice săptămâna luminată, îi mai zice săptămâna albă și se încheie cu o sărbătoare care, foarte curios, este că se ține în județul nostru, pe unde am fost eu prin sate, cam în toate satele. Este vorba de Duminica Tomii. O să vedeți, de exemplu, ce se întâmplă la Pădureni. La Pădureni, Duminica Tomii este, de fapt, o sărbătoare de cinstirea morților. Pomeni pentru sufletul așa. Celor plecați. Nu numai pomeni, ofrandele care ofrande. Se fac, e altceva. Aceste pomeni de care da. Spui că se dau, de fapt, ce? Tuturor morților. Atenție, nu se mai face niciun fel de distinție între morții care... care au murit din cauze naturale, alții care s-au sinucis. Deci, religia are niște canoane în această direcție. Așa, și este foarte rigidă cu cauzele morții, dacă ele sunt într-adevăr cauze creștine sau nu. Însă acum, da. În Duminica Tomii se fac pentru toți morții. Țăranii, în general, eu am dat exemplu cu Țintul Pădurenilor, dar asta îl găsim și pe Valea Mureș, îl găsim și în Țara Zarandului și, în special, în Țara Hațegului, ca un fel de prelungire obiceiurilor și datinilor
romane, antichității romane, din perioada în care am avut cu romanii niște legături deosebite, vorbesc de Sarmize Getuza, în primul rând. Așa. Important este că ei spun că este, de fapt, un alt fel de Paște. Și spun Paștele Mic. În alte zone îi mai spune Paștele Blajinilor, în Moldova, în nord. În alte zone, în Maramureș, a zice, chiar în Țara Crișelor, îi zice și Paștele Morților. Deci, în săptămâna, în duminica în care se face Marea Slujbă a Paștelui Mic, mai există încă obiceiuri, și eu l-am întâlnit în niște biserici din Țara Zarandului, la Ociu, se scoate ușa de mijloc din altarul bisericii și se pune frumos deoparte și atunci se deschide și altarul. Deși biserica ca spiritualitate are aceeași deschidere ca și cer. Simbolizează, de fapt, deschiderea ușilor raiului. Raiului, bineînțeles. Ușile împărătești. Ușile împărătești, ușile raiului, da. În această perioadă știm cu toții că există și niște opreliști, adică nu se fac odată nunțile. Nu se fac nunțile pentru că sărbătoarea este legată de ce? Este de moarte, nu de veselie. Și atunci este firesc. Țăranul niciodată nu a făcut ceva care să impieteze evenimentele mari, sărbătorile mari. Spuneam că este o sărbătoare consacrată morților și este o prelungire a sacralității învierii. De data aceasta, învie ce? Învie spiritual toți morții. Și cerul este deschis ca altă lume. Țăranul are niște reprezentări foarte complexe pentru cine a studiat, de exemplu, și a citit, în primul rând, mitologia populară, a vedea acolo niște legende, niște credințe, niște date extraordinare, complexe. Zice eu, un fel de epos pe care îl întâlnim doar ca chintescență în folclorul global european. Se dă pomeni în această perioadă. Ce se dă? Se dă, în primul rând, ouă roșu. Se dă cozonacul. Se mai dau luminile. Luminile care, lumina are o importanță deosebită, că este, de fapt, ce sufletul morților. Lumina se dă ca pomană și după aia se aprinde. Deci dacă îmi dă mie, eu stau la cimitir, în curtea bisericii și primesc lumina și după aia eu sunt obligat ca lumina să mă duc și acolo unde este locul, unde sunt vii și morții, da, să o pun la morți lumina. Este un lucru nemaipomenit. Această cinstire prin ce? Că lumina este de fapt, cum să spun, viața veșnică, existența totală, infinită, fără început și fără sfârșit. De fapt, este o lumină spirituală, a spiritului nestins. Spiritual, nestins. Bineînțeles, da. În această perioadă sunt niște obiceiuri și datini care sunt adiacente, care se fac înaintea de a se merge la cinstirea morților. Este vorba de purificarea prin apă, ritualul apei, omagia apei, apa care tămăduiește. Și cunoaștem că țăranul nu există să n-aibă în sat așa numit un izvor al tămăduirii. O apă, apa cea mai bună, spun ei, apa cea mai bună este la Ion, acolo sus, la deal. Aia este apa lui Dumnezeu, mai spune, dată de Dumnezeu. Nu toți au apa respectivă. Vedeți că fac niște clasamente. Distincții, da. Distincții de genul ăsta. Acum, această purificare se face a individului, ca atare a omului, dar se face pentru a se atrag geploile, pentru că este perioada în care pământul arat și semănat cu tot ceea ce trebuie, trebuie apă, ploaie. Și această invocare pe care țăranul o face legat de purificarea individului, iar ne duce într-un context de existență, că pământul este iubirea lui dintâi.
Aici este o metaforă extraordinară pe care nu că am scornit-o eu, dar o spun tot timpul și o găsim chiar în momentul de față. Cât or fie grădina, cât e mică, cât e, așa cum zic, e ultoaia, livada cu câțiva pomi, țăranul are o grijă nemaipomenită despre acest areal așa numit. Oare blajinii ăștia să fie chiar în, personificați în sufletele, chiar înaintașii, cei plecați pe cealaltă blajinii? Eu explic, n-am vrut să mă leg de noțiunea de blajin. De metafora asta, de blajin. Blajinul este un personaj mitologic. Încărcat de bunătate, așa, de energie pozitivă. Nu, în care el este, cum să spun, este un supraom. El acolo unde se află, așa, în cum să spun eu, în sânul lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, care de fapt este raiul, el deja a fost potențiat și a fost înnobilat cu tot felul de trăsături. Cum ai spus, este bun, uman, iubitor, prietenos. Deci el are numai trăsături și numai trăsături pozitive, dar în același timp, când ajunge pe pământ și vede răutatea care există, cum zice țăranul, răul care există în noi, el caută undeva să ajute oamenii. Uh-huh. Și de aici mai sunt niște impacturi între antinomii, între bine și rău, dar aici nu le discutăm. Dar oricum, blajinul este, îi mai zice paștele blajinilor, morților care nu sunt vinovați cu nimic. Morții sunt mai curați decât indivizii care trăiesc. În această perioadă, țăranul ce mai face în gospodării și mai udă animalele. Udatul, apa respectivă, este un ritual, cum să spun eu, păgân, străvechi. Precreștin, așa. El a fost adoptat în timp în cadrul religiei creștine, dar pentru un anume filtru canonic, care este foarte complex și nu are sens să discutăm acum. Deci își udă animalele pentru ca să fie sănătoase, să poată lucra în gospodărie și pe câmpuri și respectiv la sfârșit toată întreprinderea asta complexă care este așa numită agricultura pământului să le dea rodul cât mai bun. Bun, se finește această zi de Duminica Tomii și nu departe de ea, depinde cum cade Paștele, apare o sărbătoare cu dată fixă, 23 aprilie, Sfânt George sau Sfântul Gheorghe. Da. Am vrea să ne legăm un pic și de acest aspect, retrospectiv, bineînțeles, privind retrospectiv, pentru că noi astăzi suntem în 30 aprilie. Sfântul Gheorghe a fost acum o săptămână, dar acum o săptămână. Are o relevanță pentru că desparte anotimpul friguros de cel călduros. Un aspect. Trebuie să le spunem telespectatorilor noștri un lucru foarte important. Țăranul are cursivitate în existența lui, în existența telurică și în existența spirituală cosmică sus. El niciodată nu rupe. El spune, orice anotimp are un cap. Cap de primăvară, capul iernii, începutul. Capul toamnei și așa, începutul. Și le leagă de niște sărbători deosebite. Așa. Ei, Sfânt Giorgiu, așa cum îl numesc țărane, sărbătoarea Sfântului Gheorghe, este o sărbătoare foarte importantă în cadrul credinței ortodoxe. Ea este apare în calendar cu roșu, dacă nu mă înșel, așa. Și este la 23 aprilie, ai spus. Ea este importantă în primul rând în calendarul agricol a țăranului. Îi mai zice, de exemplu, și sărbătoarea frunzei verzi, sărbătoarea frunzei verzi. Îi mai spune, de exemplu, sărbătoarea ramurii verde. Îi mai spune după aia sărbătoarea vieții. Știm prea bine că la bază, de fapt, are această legendă extraordinară a Sfântului Gheorghe care omoară Balaurul. Balaurul ce este, de fapt? Este încercarea spiritului malefic din iarnă de a conturba această viață. Această trezire extraordinară la viață absolut necesară pentru fiecare spațiu al țăranului.
Se poate spune că este un motiv mai vechi, pentru că noi îl regăsim în zona mehedințiului sub forma efigiei cavalerului Trac. Care, se pare că moștenim în spatele în spatele martirului, mucenicului Sfântul Gheorghe, se pare că avem rădăcini noi, cei de aici din bazinul Dunărean, mult mai străvechi. Dacă ar trebui să facem o introspecție, să spun eu așa, în mitologia globală, ai un argument și ăsta numai care ne dă nouă perfectă dreptate să înțelegem miturile fundamentale ale omenirii. Calul ca atare este un mit cosmic, este un mit universal care îl găsim de la indieni până la noi, așa, dar în perioada noastră în care noi ne referim în perioada asta de primăvară, acum, asta, așa, anotimp, să așa, le incrementăm aici. Există în anumite zone de la noi din județ chiar niște obiceiuri legate de caii lui Sfântul Gheorghe. Caii lui Sfântul Gheorghe, de fapt, ce sunt? Sunt niște ființe imateriale, nu se văd, nu se știu, care se simt așa ca o un fel de presiune de angoasă, sunt plutitori asupra indivizilor care au ceva pe conștiință. Și zice, de exemplu, am întâlnit în zona Hațegului, pe la Pui, pe acolo, zice, nu așa că te-o călcat caii lui Sfântul Gheorghe. Da. Dar ce este așa de abătut, de nu știu cum. De adevărat, da, că în unele zone se consideră că Sfântul Gheorghe îi apără pe oameni și animale de moroi și de strigoi? Acum, Sfântul Gheorghe este apărătorul vieții totale. Față noi, de tot ce e rău. Da, noi spunem că balaurul este supremația răului cel mai rău. Poftim. Da. Tautologie. Dar el protejând viața în general. Așa. Sfântul Gheorghe este și patronul agriculturii, este și patronul animalelor. Sfântul Gheorghe este și patronul tuturor ființelor, gâzelor mici, care acum iese din pământ. Sfântul Gheorghe, de exemplu, este și patronul șarpelui. Atunci când se face o casă și se face în această perioadă, se spune că bine ar fi ca să se găsească un șarpe și să se pună în temelie. Șarpele casei, da. Iacă-te. Da. Pentru că șarpele casei, așa cum îl știm noi din mitologie și din legende, nu este spiritul destructiv. Este un spirit pozitiv care apără. Este un spirit pozitiv și este de fapt ce? Este inteligența și modul de a înțelege și a simți viața. Este un lucru foarte complex. Știți că romanii spuneau că fiecare loc are un spirit al său, acel genius loci. Genius loci, da. De fapt, întreaga mitologie romană, la bază, are de fapt genul loci. Niște zeișori mai mici, așa, blarii în gospodărie și așa mai departe. Cum ziceau bătrânii, ziceau, mă, acolo da, e un loc rău. Simțeau ei că e un da, spirit malefic în locul ăla sau un loc bun. Eu vreau ca să completez că Sfântul Gheorghe mai este patronul timpului cald. Atenție! Ca tu, deci de fapt ce să ai atributele lui Dumnezeu, că numai Dumnezeu poate ca să manipuleze timpul. Timpul, această, cum să spun eu, metaforă tulburătoare a existenței omenești. Dar iată că Sfântul Gheorghe este patronul timpului cald. El răspunde de timpul cald, să-l dea în toate satele țăranilor. Și are această sarcină de la Dumnezeu și într-o povestire, într-o legendă, ca să spun așa, Sfântul Gheorghe merge într-o pădure să caute timpul cald și merge prin această pădure și vede numai înghețuri zăpadă și ghețar și cum să spun eu, deci fix toate aspectele timpului hibernal. Ridică capul în sus și se uită pe cer și vede cerul plumburiu negru. Atunci calul, care este de fapt este un ajutant al Sfântului, se ridică în două picioare și strigă. Și în același timp când se ridică în două picioare și strigă, tot timpul, toată atmosfera, tot peisajul, toată geografia asta hibernală dispare. Și se transformă. Se transformă în ce? În
florile astea care sunt ghiocei, viorele, berbenei. Cu alte cuvinte, această făptură mitologică, Gheorghe și calul său, de fapt, simbolizează soarele care reînvie totul. Este un mit solar. Nu numai soarele, ci viața... Fertilizator. Fertilitatea, dar viața cea mică, care apare din pământ, da, care încolțește. Pornind de la această semnificație a Sfântului Gheorghe, bineînțeles că acum suntem într-o perioadă când natura a renăscut în plenitudinea sa. Pădurea e încărcată de crudul verde al frunzelor, vegetația a explodat și flori într-o simfonie de culori. Știm că în preajma zilei de 1 mai, înaintașii noștri și poate cei din lumea satelor hunedorene în prezent, mai au un obicei, armindeniului. Haideți să vorbim despre armindeni în ultimele 4-5 minute din emisiunea de astăzi. Armindenul țărănesc este o sărbătoare, cum să spun eu, care merge spre uitare, să recunoaștem. El a fost undeva denaturat în mod stupid și în mod pe timpul comuniștilor, în care era celebra sărbătoare de 1 mai, se ieșea la iarbă verde cu bere și cu mici cu grătare. Ei bine, armindenul are o semnificație profundă. Este, de fapt, începătorul verii. Iarăși vedem că este o trecere între primăvară și vară. Timpul armindenului era un timp de acumulări. Era un timp care ducea spre maturitate, spre finalul recoltei, în care se coceau toate roadele pe care le-a dat Dumnezeu pe acest pământ. În această perioadă, sărbătoarea se mai numește, de exemplu, în zonele viticului, eu am întâlnit în Alba, în părțile Albei, că îi mai zice ziua pelinului. Deci pagă pelinul vin. Da, și îl beau. Nu? O să, de ce? La amestecă cu vinul, ziua aia. Nu, o să explicăm de ce. Așa. Vinul respectiv, în această perioadă, țăranul are un calendar, ca să zic eu, pomicol, un calendar agricol, care nu este el chiar atât de științific cum este în zilele noastre, dar el, prin experiența aia empirică extraordinară care a acumulat-o în timp, și-a dat seama că, ca să-și păstreze, de exemplu, vinul, el nu poate să stea decât o anume perioadă. Și atunci, în unele zone viticole, unde erau cantități mari de vin, nu ce are țăranul în casă, câteva acolo damigene, vinul respectiv, ca să nu facă flori, în ghilimele, să nu facă pe, cum să spun, ciuperca aia ce este pe deasupra, așa, se trata cu pelin. Cu acest pelin. Se conserva cu pelin. Dar cum e treaba cu mersul la pădure, cu o zi înainte de armindeni și cu... Da, explicăm și treaba asta. Am întâlnit-o. La pădureni, să știți că acest obicei încă se păstrează, a zice eu, ca fapt viu. În preziua armindenului, în ajunul armindenului, flăcăii, atenție, merg în păduri și taie niște... copăcei subțiri de mesteacă. Că mesteacă nu este acum, în perioada asta, mai înfrunzit. Taie respect, îl curăță și în vârf lasă așa un fel de smoc mare, de crengi și de frunze. Îl iau și după aia îl iau și îl leagă și îl bat în ușorul porții mari. Atenție la poarta mare de intrare. În același timp vin și fetele după el. După ei, că trebuie să meargă, în sfârșit, să se veselească, cum spune, veseleam fetele și băieții. Și fetele iau ramuri, tot din pădure de acolo, și le pun în târnați și le pun la ușile tuturor acaretelor. Ce este, de fapt, această ramură verde? Ramura verde și armindenul ca par, ca, cum să spun eu, ca simbol, că parola este un
este simbolul un axis mundi. Și un stâlp al vieții. Da, un stâlp al vieții. Parola ăla este foarte important, pentru că el se ține până aproape de prima recoltă de grâu. Se ține acolo. Ramura verde este foarte importantă la Armindeni, pentru că țăranul știa clar că casa lui trebuie să fie verde, în ghilimele, iar o metaforă neamaipomenită care o înțelegem noi ăștia care ne ocupăm. Oricum, e clar, asta, în esență, da? Că ceea ce spuneți dumneavoastră... Casa trebuie să fie verde. Da. Adică... Deci conceptul ăsta modern de casă verde, ecologic, da, care se vorbește acum, țăranul avea de sute și de ani. Și practic ăsta e începutul de vară. Domnule profesor, ne-ați încântat cu aceste dezvăluiri despre cum până anotimpuri între primăvară și vară, despre tradiții și obiceiuri în lumea satului Hunedorian. Este un privilegiu să vă putem asculta. Înainte de a încheia emisiunea, vă lansez o invitație și știu de ce, pentru că odată cu Paștile se deschide și sezonul nedeilor, la Rusalii, să facem emisiune înregistrată în Pădureni. Nedeea de Rusalii în Pădurenime, o am să vă contactez și sunt sigur că vom fi acolo să prezentăm după aceea publicului hunedorian ceea ce se mai păstrează din Nedeea pădurenească. Ar fi ceva interesant, în sensul că le-am aduce telespectatorilor cum ar veni satul în studio. Da, domnule profesor, vă mulțumim pentru că ne-ați onorat și astăzi la emisiunea noastră. Vă dorim toate cele bune, multă sănătate, felicitări pentru ultima lucrare. Stimați telespectatori, înainte de a încheia emisiunea, noi v-am pregătit o surpriză. Faptul că acest obicei, există un obicei în preajma rusalilor, mutat la noi transilvanenii în zona Crăciunului, și este vorba despre călușeri, ființe mitologice, își regăsește un corespondent în Anglia, în Scoția, numit Dansurile Morris. Despre aceste paralele vom discuta noi în acest nucleu al revistei Miorița și, bineînțeles, că domnul profesor este cel care o coordonează și o păstorește. Până la o nouă ediție a emisiunii noastre, vă dorim toate cele bune. Doamne ajută! More.